Pompierii militari au aplicat amenzi în cuantum de 12.500 de lei privind respectarea normelor de prevenție și stingerea incendiilor. Aceștia au făcut un apel la populație, întrucât în această perioadă flăcările sunt favorizate de condițiile meteorologice, iar pompierii suceveni au intervenit în mai multe arderi necontrolate provocate de focul deschis. În județul Suceava, pompierii au intervenit în mai multe arderi necontrolate și incendii provocate de focul deschis lăsat nesupravegheat. Mai mult decât atât, în această perioadă, flăcările sunt favorizate de condițiile meteorologice. Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, astfel de intervenții sunt dificile, deoarece de cele mai multe ori autospecialele pompierilor nu pot ajunge în zona focarelor de incendiu din cauza lipsei căilor de acces. Nu există resurse de alimentare cu apă în zonă sau suprafața care arde este foarte mare. În unele cazuri, cetățenii ard miriștile, resturile menajere, ori vegetația uscată fără a asigura supravegherea, fără a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor, în condiții de vânt, ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea șurilor, adăposturilor de animale sau furajelor. Acest lucru conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării și anexele acestora, înregistrându-se pagube mari. Nu de puține ori, incendiile de miriști și vegetație uscată s-au extins la fondurile forestiere, fiind lichidate cu eforturi susținute ale pompierilor militari, voluntari și comunităților locale în perioade de timp îndelungate. Trebuie menționat faptul că pompierii militari din cadrul Inspecției de Prevenire au aplicat amenzi în cuantum de 12.500 de lei în urma controlelor efectuate în teren. Acestea au fost aplicate acolo unde au constatat că nu a fost respectată legislația privind respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. Deoarece legislația interzice arderea la întâmplarea vegetației uscate, iar cei care o fac pun în pericol fie fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieți omenești, transmitem din nou un apel către populație și către factorii de răspundere din administrațiile locale să respecte interdicțiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă când flăcările sunt favorizate de condițiile meteorologice, vânt puternic. Subliniem că un rol important în prevenirea incendiilor în profil teritorial îl au autoritățile administrației publice locale care, prin toate pârghiile legate de care dispun, trebuie să conștientizeze și să determine populația să se comporte și să acționeze în spirit civic, menționează ISU Suceava. Aceștia reamintesc faptul că arderea miriștilor, a vegetației uscate, a resturilor vegetale și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole și nu numai, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. În ceea ce privește acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, este încheiat un protocol de colaborare între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu Garda Națională de Mediu și cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Aceștia vor demara acțiuni comune pentru reducerea cazurilor de ardere a miriștilor și a vegetației. Vor fi aplicate sancțiuni celor care încalcă aceste dispoziții de către toate cele trei instituții semnatare ale protocolului, care pot duce inclusiv până la neacordarea subvenției agricole pentru parcelele de teren în cauză.